personal și pentru colegii mei din instituții, că atunci când ați spus da, eu socot că relațiile între noi sunt foarte prietenoase. Toți directori ajuns pentru educație și toți organizatorii au fost orientați, fii cei mai buni prieteni ai voștri. Și atunci nu, pentru noi nu sunt întrebări tabu. Eu am fost formator la, și colega mea, director ajuns pentru educație, doamna Raisa, a fost formator la deprinderi de viață. Am vorbit de sexualitate, am vorbit de contraceptivii și cred că mesajul ăsta a mers la voi acolo. De aceea, cred că nu trebuie să vă pun în gardă chiar întrebările care depuneți. Nu am problema să spun că doamna Renița, elevul netale din școala optare, uite, a pus întrebarea asta. Luați-vă de grijă, că nu va fi treaba asta. Important să punem... Sau dacă va fi, veți lua măsuri. Nu. Deci dacă va fi cineva sancționat pentru ce a spus, veți interveni sau nu? Acum, o secundă, acum cei care au răspuns nu, nu știu din care localitate, dar un pic mă pune în gardă întrebarea care înseamnă acolo nu sunt chiar relațiile așa bune între Consiliul Local al Copiilor Știinilor și organizatorul. Asta mă pune în gardă și ar trebui să muncim. Dar fiind faptul că este confidențial, nu știu unde. Dar vă promit că fiecare ședință a noastră, eu spun, copiii trebuie să aibă un prieten adult. Prietenul ăsta nu de fiecare dată iese mama și tata, credeți-mă. Și voi știți că secretele nu totdeauna le spuneți la mama și tata, dar le spuneți la un om adult, la un cadru didactic, la un diriginte, la un director ajuns pentru educație. Și eu de asta mă bucur din suflet. Acum vă doresc chiar problemele care voi socotiți că pentru noi ar, nu știu, moderatorii, niște tabu, noi nu avem probleme tabu. Asta rămâne să vedem. Să vedem. Atunci când copilul a avut în școală, vă dau un lucru important, este că s-au mai schimbat din componența consiliilor locale, dar noi am avut copii care au venit la noi la direcția învățământ, a spus cine ce e Simonova, nu știu cine, nu știu la față, dar am problemă și îi spun, eu prima am aflat că fetița era gravidă, prima am aflat și am intervenit și n-a fost suicid. Cu păreri de rău, n-am putut interveni în localitatea, să dea din geamă la cineva? Nu sunt. Și acolo nu s-a găsit copilul unii să se deschidă cuiva și am avut ce am avut. Așa că eu vă rog de suflet, indiferent de vârsta care o are directorul adjunct, indiferent, dar găsiți-vă un prieten din, fiindcă voi aveți prieteni între semenii voștri, dar este important să aveți unul adult. Fie mătușa, fie profesoara, fiindcă ei o să vă îndrept la lucrul drept. Asta vreau și vă mulțumesc de suflet pentru acel da care l-ați spus. Mulțumim!